V-am să te întreb, nu ți-a fost așa un pic greu să treci de la fotbalul normal, să lași fotbalul normal, să treci la fotbal în sală? Că bănuiesc, atunci când erai copil, te gândeai și tu, domnule, vreau să joc fotbal, că de asta te-ai și dus la Iliade, la Steaua, să joci fotbal pe teren mare, nu? Sincer, a fost un pic greu, mai ales când a trebuit să iau decizia de a lăsa fotbalul pe teren mare și a merge la sală, pentru că aveam de ales, ori să stau 2 ani de zile, până îmi expiră treaba cu de a deveni jucător liber, ori să continui la sală. Și am zis, mai bine continui la sală, chiar dacă, să zicem, tata nu a fost așa de acord, dar am zis, e cea mai bună variantă în momentul de față. Și până la urmă, pentru mine, sincer, acum luând, mai ales că au trecut aproape 19 ani de când îl practic, cred că a fost cea mai bună variantă. Ți-a părut vreodată rău? La mod, exact cum zici tu, sincer, ți-a părut vreodată rău că ai abandonat fotbalul mare? Nu știu, vreodată, în vreo zi să fiți, mă, uite, poate puteam să continui acolo. Cred că la început a fost cel mai greu. Să te obișnuiești cu ideea că ai făcut de la 7 ani fotbal și trebuie să te lași după 12 ani de zile, să te apuci de alt sport care nu prea știi foarte multe. Începutul, da, a fost destul de greu, dar ușor, ușor, mai ales când au trecut cei 2 ani de zile, chiar nu am vrut să mai revin la teren mare. Dar la că nu are sens. La Steaua ai prins și echipa mare, te-ai antrenat și cu echipa mare pe acolo? Nu. Nu, am avut generațiile dinainte și generația mea care au fost jucători destul de buni, care au mers la tineret și apoi la echipa mare. Doar că nu foarte mulți au mers mai mult în carieră. Dar îți mai aduce aminte, Emil, ce ți-au spus prietenii atunci sau apropiații? Sau, păi ce faci, mă, te-ai antrenat atâta vreme pe teren mare, pentru asta te pregăteai și acum unde te duci, la futsal? Că așa erau vremurile atunci, da. Nu prea știam. Ne uitam la televizor, vedeam mergi în Germania cu noi să și te atât. Joci în sală, ce da, faci? Adică da, adică joacă în sală. A, toată lumea la început, dai seama, surprinsă, nu știa ce e fotbalul în sală, ce... Și ușor, ușor am început să vină și am ceva prieteni care veneau aproape meci de meci, chiar le-a plăcut. Dar tu îți dai seama că au trecut 20 de ani de atunci, adică te gândești vreodată la treaba asta? Stai seama că acum te gândești, mai ales că am o vârstă și ușor, ușor bat spre partea de retragere. Da. Și te gândești că a trecut vremea, au trecut 19 ani de zile de când joc și na, vrei, nu vrei, ușor, ușor, fiecare o să treacă o linie moartă. Dar motorașul, cum zic eu, motorașul mai merge, duce? Motorașul încă mai duce. A. Sper să mai ducă încă un an de zile din vară și după aia ușor, ușor să trec pe partea aia altă. Poate spre antrenorat sau da. Poate spre altceva. Ți-ai stabilit, adică te-ai gândit la momentul în care vrei să te lași? Nu neapărat. În momentul de față încă activez, dar îl și ajut pe antrenor. Gen antrenor secund paralel cu partea de a fi jucător. Am înțeles. Deci da. Îți pregătești terenul, iartă-mă, Silviu, îți pregătești terenul un picuț. Un pic așa. Trebuie să mă obișnuiesc. Dar la fotbal în sală, la futsal ăsta, poți să duci mai mult, adică gen ca vârstă? Da, sunt jucători care activează încă la 40 de ani și o fac chiar foarte bine. Și sunt la un nivel, mă refer la în campionate foarte bune. Deși e mai solicitant, așa pare, fotbalul în sală decât fotbalul pe teren mare, ca portar sau ca fundaș, dacă ai tăi atac în continuu și sunt buni, mai ai timp de respiro, dar aici la fotbalul în sală, cu ruperile alea de rit, nu prea poți să stai liniștit nici o secundă. Da, dar totul depinde de cum te pregătești, depinde de dietă, depinde de absolut orice. Că sunt, de exemplu, campionatele foarte puternice, Spania, Rusia, Italia, Brazilia,
unde sunt campionate foarte, foarte dezvoltate, totul e la fix aranjat, regim, dietă, etc. Da, când, exact ca pe teren mare. Da. Când ai început tu să joci, acum 20 de ani, fotbal în sală, la noi era la început, dar erau în celelalte țări, era dezvoltat, adică erau campionate puternice, erau competiții. Da, pe vremea când am început eu să joc, Spania era foarte dezvoltat. Încă de pe vremea aia, Spania era dezvoltat ca nivel. Majoritatea importau, dar luau tactică din Spania, plus am avut la a doua echipă care am jucat în București, la MGA, mingi luate din Spania, antrenorul se informa de acolo. Dar n-ați avut, iartă-mă, n-au venit și doi brazilieni parcă la MGA, Minike, Pitike, cum îi chema? Am avut chiar trei. Trei. Minike, fratele lui Ike, care încă e jucător activ în Ike mai Italia. Joacă? În Italia, a fost și jucător la Naționala României. Ce tare! Sau poate încă antrenorul să-l mai convoace. Depinde de antrenor. Dar tu... Și încă un băiat, cum îl chema? Nu mai știu exact. Dar tot așa, cu o poreclă din asta. Au fost trei trinși care au venit. Da, în vremurile alea, când noi nu prea știam ce se întâmplă și se făceau deja transferuri. Erau mingi care ei? Da, mai ales Minike care jucase în Spania înainte. Avea experiență foarte mare. Ceea ce ne-a ajutat și pe noi. Așa, ușor, ușor, am mai prins și noi anumite mișcări, corect, anumite dribbling-uri. Corect. A fost bine. Îți mai aduce aminte, Emil, primul meci la echipa națională? Primul meci la echipa națională, da. dacă nu mă înșel... Atât de bătrân ești cu dacă nu mă înșel? Nu. Am impresia că am fost convocat când Molonfălean s-a accidentat în pregătirea dinaintea turneului din Slovacia. Erau calificări. A trebuit să mergem să jucăm cu Slovacia, Belarus și Ucraina. Și ai dormit în seara aia de dinaintea primului meci? Vrei să știi cum s-a întâmplat? Am fost sunat de Dan Petrescu, fostul Fibră, Dumnezeu să manager. Da. Exact, pe vremea aceea. M-a să nu se înțeleagă că Dan Petrescu de acum. Da. Nu, n-are da. Legătură. Fibră, ca da, să... Da, da. M-a sunat dacă pot să vin la Odorheiu Secuiesc în dimineața următoare. Că s-a accidentat Molonfălean și au nevoie de un jucător, să-mi fac bagajul și pe tren. Că în dimineața următoare se pleacă în Slovacia cu autocarul. Și n-am avut altă variantă decât repede înainte bagajul și la tren. Ah, ce bine că te-ai prins. Stai, nu cumva să închizi înainte să te abonezi la canal și la notificări. Hai, dă și tu un click aici, jos. Mersi mult.